Îmi face o deosebită bucurie să continuăm călătoria noastră în această miniserie intitulată În lumina cărbunilor aprinși, în care învățăm despre o situație împotriva firii noastre sau a naturii noastre care constă în a răspunde răului cu bine, Textul din Proverbe 25, versetele 21, spunând, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă pâine să mănânce, dacă este sete, dă apă să bea. Firește sau pământește, răspunsul ar trebui să fie diferit. Acesta este împotriva naturii sau firii noastre. Dacă faci lucrul acesta, Duhul Sfânt va lucra, focul lui va lucra cărbunii aprinși la care face referire textul, asupra conștiinței acestui om, obiectivul lui Dumnezeu nu este acea justiție care pierde agresorul sau victima, ci justiția lui Dumnezeu este să salveze și agresorul și victima, și pe, cel care, și pe vrăjmaș și pe cel vrăjmășit. Dar calea este aceasta, calea pe care a arătat-o Dumnezeu. Aceasta e calea pe care Dumnezeu va, va, salva și pe unul și pe altul. Dacă tu faci așa și răspunzi vrăjmășiei cu această atitudine, Dumnezeu îți va răsplăti deci, pentru tine. Iar pentru, pentru cel care este confruntat cu această situație, Dumnezeu îl va mântui prin focul acesta al cărbunilor aprinși, al lucrării Duhului Sfânt asupra conștiinței lui. Acum mergem la la uh, o nouă temă din seria noastră intitulată Providența în Suferință și ne întrebăm uh, cu ce ocazie vrăjmașul sau omul care este bolnav de așa ceva ajunge într-o situație să fie flămând. Cu ce ocazie ajunge într-o situație să fie uscat de sete. Pe, aceasta e naturală. Fiul lui Dumnezeu a strigat, mi-e sete. Nu? Nu, nu, nu aceasta e problema. Întrebarea care ridică sprâncenele, într-adevăr, este cum de se întâmplă așa ceva în prezența aceluia căruia tu ești vrăjmaș? Cuvântul lui Dumnezeu spune voi aduce pe vrăjmașul tău în situația să te roage. Voi sili pe vrăjmașul tău să te roage. Aceasta nu este... Uh, acea revanșă, uh, acele forme de răzbunare tăcute de un fel sau altul, ci acestea sunt uh, Divine Appointments, spun englezii, sunt aranjamente divine prin care Dumnezeu scapă sufletele oamenilor care sunt în tensiune. El aduce o, o situație de felul acesta. Pe de o parte, să elibereze sufletul nostru de aversiune împotriva Celui care te urăște și, pe de altă parte, să le libereze pe el de ura aceasta. Deci, nu, nu din întâmplare, este providență în această suferință. Și trebuie să privim asupra acestui lucru în lumina prezentării precedente, și anume, ce urcă în mintea mea și ce lucrează imaginația mea când văd că acela care îmi este vrăjmaș, mi-a făcut mult rău pe pământ. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, spune Pavel. Ce se întâmplă, ce se lucrează la moara minții mele când ajung să fiu confruntat cu o astfel de situație? Atunci, mai mult decât oricând, trebuie să ne îndreptăm sufletul spre Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu, mă fi lângă mine în clipa aceasta când am ajuns aici. De obicei, oamenii spun, am văzut roșu în fața ochilor, nu mai știu ce s-a întâmplat, nenorocirea s-a petrecut cu urmări pentru toată viața și cu urmări pentru veșnicie uneori. Dar acela care confruntat cu situația aceasta dramatică din viața unei persoane care îi este vrăjmaș, care l-a urât, l-a disprețuit, l-a ignorat, așa cum am învățat cu privire la Domnul Hristos în Isaia, capitolul 53, în momentul în care cineva este uh, confruntat cu tragedia acestei ființe, uh, în clipa aceea, doar o putere dumnezească ne va ridica și ne poate ridica pe noi deasupra emoțiilor și simțămintelor firești, naturale. Lumea ar zice, domne, are dreptate, așa este. Uh, uh, I-a venit rândul sau ceva care s-a întâmplat. Aș vrea să nu pierdem din vedere ce s-a întâmplat în peștera aceea în care David și oamenii lui se odihneau, în momentul în care a intrat Saul cu 3000 de oameni acolo. Atât avea cu el, nu știu dacă n-au intrat toți în peșteră, sau, dar avea armată de 3000 cu el care era acolo. Și în fundul peșterii era David. Imaginați-vă, probabil că ei mâncau sau pro... poate se odihneau sau poate vorbeau, plăneau, deodată s-au pomenit în momentul acela cu Saul în peșteră. E sfârșitul, n-ai unde să fugi. Ei erau la, la, capăt de tot. Și ceea ce părea a fi cea mai mare nenorocire, sau urmărea de mult pe David, și numai pentru că nu l-a prins, adică l-a păzit Dumnezeu, dar altfel l-ar fi omorât de când lumea și pământul. Dar acum și de aici n-ai unde să fugi. Înainte fugeau pe munți, mergea Saul pe parte, oamenii lui David pe partea cealaltă, ocoleau muntele, se ascundeau. Aici unde să mai te ascunzi? Când este cap de linie, deci nu se poate merge nicăieri de aici. Ei sunt la zid, la perete și Saul cu oamenii lui intră acolo și se așează, organizează tabăra, Saul obosit se așează să se odihnească. Ce este aceasta? Păi este cea mai mare nenorocire care ne-a putut lovi vreodată. Ce este aceasta? Este o ocazie, spun oamenii lui David, să lovești în sfârșit și să elimini complet după fața pământului un blestem așa de mare cum este omul acesta. Fiecare vedea în acea situație ceva anume. Nu găsim decât un singur om acolo care supune gândirea lui cu privire la această situație lui Dumnezeu. Doamne, eu știu ce văd aici, dar eu vreau să văd cu ochii tăi. Tu ce vezi în această situație? Uite ce văd eu, nu văd nicio nenorocire că v-a găsit pe voi în peșteră și nu o să mai aveți pe unde ieșiți, nu văd nicio nenorocire în sensul ăsta. Doi, văd un mare prilej ca acela al, de pe crucea Golgotei în care Isus se roagă iartă pe ucigașii aceștia. Ca aceea a lui Ștefan când se roagă, nu ține seamă de păcatul lor, Doamne. Aceasta vede Dumnezeu. Dumnezeu are un plan care este atât de departe față de ceea ce gândeau ei. Pe de o parte că este cea mai mare nenorocire care al lui toți vor fi omorâți, ne batem până la moarte, dar n-ai scăpare cu așa ceva, toți vom muri aici, acesta e sfârșitul. Pe de altă parte, prietenii văd prilejul, vom murim, dar cel puțin să știm că l-am omorât pe, pe Saul și de la ce văd oamenii până la ce vede Dumnezeu, e drum lung. Când David spune, nu, nu faceți nimic din ce ați spus. Și ea, sabia ca bisturiu și taie ușor colțul haine de la omul care dormea și dormea adâncit, istovit complet de atâta ură și de atâta alergare ce era pe el. De că îi taie colțul ușor, Bătea inima, spune Scriptura, vă dați seama, iubiții mei, este o tensiune de a lua foc, pur și simplu, ce era acolo. Dar el urmează planul divin. Nu, oamenii lui nu înțeleg, pur și simplu îl acuză, ajung să-l urească pe David, să-l disprețuiască. Dom'le, ți-ai pierdut mintea, nu înțelegi că acesta, n-auzi, Domnul dă mâinile tale. Păi așa este, îl dă mâinile mele, dar nu ca să-l omor, ci ca să-l aduc la pocăință. E mai înalt decât al omorului. Al omorului ar fi foarte ușor să dau în el cu propria lui Suliță și s-ar termina absolut tot. E, Dumnezeu are alt plan. L-a dat în mâinile mele, într-adevăr, Dumnezeu, dar nu pentru așa ceva. Ci ca eu și prin mine și prin viața mea, Dumnezeu să-l ajute să-i pună cărbune aprins pe conștiința lui. Dacă vrăjmașul tău este vulnerabil, este la mâna ta. Dacă vrăj... viața lui depinde de tine. Ia bine seama și calcă pe urmele lui Hristos. Nu scoate niciun cuvânt ne la locul lui. Nu lăsa niciun gând din acesta de ură. Absolut nimic în sufletul tău. Este clipă sfântă pe care Dumnezeu a proiectat-o în providența lui ca tu să răspunzi dumnezeiește. Nu omenește, nu militar, nu diplomatic, nu economic. Dumnezește să răspunzi. Și David răspunde Dumnezește. Ce facem? ia o bucată de aici, pentru că omul, omul, nu poate crede, nu mai crede decât ce vede și o să-și vadă haina tăiată, o să creadă. Da, și fă lucrul acesta și luați-o pe lângă perete și scăpați. Iubiții mei, dacă ridicam mâna asupra lui sau lângă mi să vă spun că nu ieșea niciunul viu de acolo. Nu ar fi scăpat nici ei. Dacă îl omorau pe el, mureau și ei. Acum, conducându-i pașii la pocăință, dându-i ocazia pocăinței, Așa cum foarte frumos scrie Scriptura, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, nu te repezi la cineva care ți este inamic, opus, nu te furi, nu te roșești, nu ajungi să vorbești cu precipitații, că nu mai, nu mai rezici, nu mai suporți, nu, nici atâta. Să îndrepte cu blândețe pe protivnici, care e speranța? În speranța că Dumnezeu le va da pocăința. Acesta e obiectivul. Nu să fim... Chit pe chit îți arăt eu sau ți arăt și eu sau a căzut la mâna lui. Sau... Nu, acestea nu au loc între oamenii lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu gândește în acest fel. De altfel, în text, David spune, dacă este vreo răzbunare, aceea nu vine de la mine în niciun caz, eu nu voi ridica mâna asupra ta, singurul care are dreptul să ridice mâna asupra ta este cel care a ridicat mâna asupra ta și te-a uns, acela, doar el. Răzbunarea este a mea, zice Domnul, nu vă răzbunați singur. Sub nicio formă, absolut nimic, nici printr-o privire cel puțin. Nici printr-o privire. A venit în fața ușii noastre cineva care ne-a pus familia într-o situație groaznică, într-o împrejură, copiii erau mai mici. A, a, fost un moment în care nu poți să ui spaima de pe chipul copiilor noastre. După multă vreme, s -a, a mers circuitul vieții de așa natură încât persoana aceasta a apărut la ușa noastră până la urmă și distantă și uh, încercând să dispară, uh, 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 ne-a adus un document și vrea să fugă și am spus nu, 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 nu primesc acest document. Nu primesc acest document decât dacă mergem în casă, dacă avem o sărbătoare frumoasă. Soția a făcut un tort de mere chiar atunci. Ea e doctoriță în tort de mere. Și atâta de, era toată casa plină cu aromă. Și zic, nu pot să primesc acest document de la dumneavoastră decât dacă veniți în casă ne așezăm frumos la masă. Uite, avem aici un suc de mere, avem aici un tort de mere. Și, nu și nu și nu cu nu, că eu am venit pe aici, am făcut rău și am venit. Dumneavoastră i-am spus nu. Noastră nu sunteți această persoană. Eu nu am... Domnule, nu te face că nu știi. Nu, nu, nu mă fac că nu știu. Eu nu păstrez în suflet și în memorie așa ceva, eu nu am așa ceva. Ar fi o minciună să vă spun că nu mi-aduc aminte sau... Nu, 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 nu despre aceasta vorbesc. Vorbesc despre faptul că nu-mi lasă urme în suflet, poftiți în casă. Și a venit în casă la noi, că nu vroia să intre nicicum, a venit în casă, ne-am așezat la masă, am servit tort, am povestit de copii, de nepoți, așa mai departe, și am devenit cei mai buni prieteni în oraș. Și Dumnezeu a avut uh, harul și darul să, uh, prin Dumnezeu ei, să ajutăm pe foarte mulți nenorociți, un profesor de fizică fără picioare și uh, o femeie abandonată pe străzi, repede alergam la Dumnezeu. Hai să găsim spațiu și pentru persoana asta, să găsim și pentru cealaltă. Uh, Biblia ne dă acest har. Este un mare har. Ca să nu păstrezi în tine o travă aceasta care continuă să, să lucreze. Aici era David și Saul, Ia, nu am nimic, dacă este ceva, nu eu sunt, Dumnezeu va face lucrul ăsta. Încă în textul acesta atât de, de mișcător al lui David, el nu îl numește părinte, îi zice părinte celui care vrea să-l omoare. Părinte îi spune, nu mai asculta la oamenii care vorbesc de rău, ascultă la realitate, uite-te la, la realitatea aceasta. Atât a ajuns de, de, profundă discuția aceasta, ar merita odată timpul nostru investit, numai momentului aceluia. Acum ne ocupăm însă numai de providența lui Dumnezeu care a adus aceste lucruri. Mai n Dumnezeu că intră Saul în peștera aceea, de ce nu s-au speriat să plece în altă parte înainte, să nu intre acolo sau să prevină așa ceva Dumnezeu. Nu, nu Dumnezeu, nu numai că nu vroia să prevină așa ceva, ci vroia să se întâmple lucrul acesta, pentru că el știa ce potențial are o astfel de situație? În ce se va transforma? Și într-adevăr s-a transformat în una din cele mai frumoase lecții care pot fi date vreodată sufletului omenesc. David a zis lui Saul, versetul 9 din 1 Samuel 24. David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? De ce asculți de lucrul acesta? De ce n-asculți de ceea ce vezi că se întâmplă? De ceea ce spun eu despre mine? De ce trebuie să asculți de ceea ce spun alți oameni despre mine? Vezi cu ochii tăi acum ce s-a întâmplat și poți să înțelegi lucrul acesta. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, scrie versetul 10. N-am făcut lucrul acesta. Și nu fac lucrul acesta. Pentru că există un răspuns Dumnezeesc. Dacă vrăjmașul tău suferă sau este în de intervino imediat, dacă i-a căzut măgarul jos cu povara pe el sau s-a stricat mașina sau ceva și poți să faci lucrul acesta, intervino imediat. Acestea nu sunt întâmplări, acestea sunt, sunt lucruri aranjate divin, aranjate de Dumnezeu să ajungă într-o situație ca aceasta nu ca să hrănească mândria sau prostia sau răutatea din inima cuiva, ci ca să deschidă ușa pocăinței pentru suflet. Uite, părintele meu, auziți cuvintele care le vorbește David, uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea, fiindcă ți-am tăiat colțul hainei și nu te-am ucis. Să știi și să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate, nici răzvrătire și că n-am păcătuit împotriva ta și tu continui să-mi întinzi curse ca să-mi iei viața răul, spune David, nu vine de la mine, răul de la cei răi vine, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine, lasă, sunt oameni răi care abia așteaptă să facă așa ceva și ei, ei vor face lucrul acesta, dar eu nu voi lucra în așa ceva. Eu văd aici providența lui Dumnezeu, spune David, prin ceea ce face el. Se zmerește adânc și în versetul 16 vorbește Saul. Saul era un om care a părăsit pe Dumnezeu, să nu vorbim greșit că l-a părăsit Dumnezeu pe el. În cartea lui Iov spune, Dumnezeu e puternic, dar nu părăsește pe nimeni. Când s-a întâmplat părăsirea, pentru că un om a părăsit pe Dumnezeu, nu invers, așa cum prin datine am învățat noi. Versetul 16. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David? Adică, este cuvinte pe care le aud la tine acum, nu seamănă cu ceea ce am auzit eu în mintea mea, m-am închipuit eu că zici tu, negreșit, e, nu e curat, e rău, romoare pe băiatul meu, negre negreșit se întâmplă așa ceva. Doctorii specialiști spun că era și bolnav mental omul acesta. Este foarte posibil, dar aceasta nu este o scuză pentru nimeni, fiindcă Duhul lui Dumnezeu întotdeauna are căi și mijloace de a comunica cu o minte, oricât de grav bolnav ar fi ea. De multe ori m-am rugat lângă patul unor oameni cu care nu se mai putea comunica, sau în dreptul unor oameni sănătoși, dar nu se mai poate comunica. Și atunci am cerut lui Dumnezeu, Doamne, vorbește tu acolo unde omul nu mai poate vorbi, nu mai poate să deschidă gura. Ceea ce învățăm aici în textul acesta ne spune nouă că Dumnezeu poate comunica direct la minte, cum Miss Sullivan telegrafia la mintea lui Helen Keller și a învățat-o mută și oarbă, a învățat-o să comunice. E miracolul miracolului, cu atât mai mult Duhul lui Dumnezeu comunică direct cu sufletul unui om, cu... deși mintea lui era atât de afectată. Și atunci Saul vorbește în cuvinte umane, «Glasul tău este fiule David?» Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Știți de ce a plâns? O să plângă Saul. El a plâns pentru că între ceea ce a gândit el despre David și ceea ce a văzut în David cu ocazia aceasta i-a arătat Dumnezeu prin providența aceasta pe care uh, e, 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 între ce gândea el și ce era de fapt, era o prăpastie teribilă, și-a dat seama de tot rău pe care l-a făcut bazat pe imaginația lui bolnavă, cu privire la David, David mă urăște, David vrea să omoare pe fiul meu, când în realitate aceasta era în el, în Saul. Saul a vrut să omoare pe Ionatan, Saul îl ura pe David. Martin Luther îi spunea părintelui Ștaupiț, Dumnezeu mă urăște, Dumnezeu mă urăște, Dumnezeu mă urăște și părintele i a spus, tinere, tu urăști pe Dumnezeu, nu te urăște, e crimă. Cine urăște e un ucigaș, e criminal. Dumnezeu nu e criminal. Dumnezeu nu te urăște pe tine. Tu îl urăști pe Dumnezeu și gândești că El ar proceda ca tine. Ai gândit că eu sunt ca tine. Sau l a plâns. Aceasta este opera și puterea cărbunilor aprinși Hristos Iisus, conștiința sub puterea Duhului Sfânt. Chiar un om decăzut, un om care a întors spatele lui Dumnezeu, a fost literalmente zdrobit de puterea unei vieți care a hrănit, care a salvat pe acela care căuta să ia viața lui. Saul a ridicat glasul și a plâns. Apoi a zis lui David în versetul 17, Tu ești mai bun decât mine. El era un om bolnav de competiție, Saul. Uh, inclusiv când a fost vorba în pădurea aceea cu Ionatan când au găsit miere uh, inclusiv acolo era de fapt competiția cine este cel mai mare aici, mai important nu cumva cineva să-l pună pe el în umbră el avea o voală grea uh, sufletească a mândriei lui a, uh, a disprețului față de ceilalți oameni era mai înalt fizic, da, adică mai lung, da dar uh, lucrul acesta nu însemna disprețuirea altor oameni a avut o reacție de om oh, nebun total când a auzit cântarea aceea, David, Saul a ucis miile, David zecile de mii, vai, asta a fost sfârșitul. I-a jurat moartea omului care îi se părea lui că aruncă o umbră asupra lui. Aceasta e o stare demonică și ne poate încerca pe toți. Am văzut lucrul ăsta la nivel de familie, un tată care și-a zdrobit literalmente copiii ca să nu cumva să îl pună în umbră. Ea, I-am josit cu cele mai cumplite cuvinte, ca să. absolut inexplicabil, dar este. e vorba de un Duh acesta, de un Duh de înălțare de Sine, este vorba de un Duh rău care muncea Sufletul ăsta zi și noapte. Și acum plânge. Acum plânge. Este atât de puternic exemplul acesta al vieții. Calea lui Dumnezeu. Dă-i vrăjmașului tău să mănânce și să bea. Dacă faci lucrul ăsta, va opera Duhul Sfânt asupra sufletului lui și Dumnezeu îți va răsplăti. Ascultați cuvintele lui în versetul 17. Tu ești mai bun decât mine. Ești mai bun decât mine. Tu ești bun în viața ta, bunătatea ta e în dreptul tău, fiecare ființă e bună sau rea în viața lui proprie, nu prin comparație, mai bun ca altul, mai uh, competiție a apărut în... Mintea satanică, ce mai presus mă voi sui, mai presus, competiția aceasta care distruge familii, care distruge biserici, care distruge societate. Cât sânge s-a vărsat pe baza aceasta, ești mai bun decât mine. Ilie, Ilie era să, să, să moară din cauza aceasta. Uh, nu sunt mai bun decât părinții mei, vreau să mor, nu? dacă nu sunt mai bun ca ei, vreau să mor. Dar cine te-a pus pe tine în competiție cu părinții tăi? Cine ți-a spus ție că tu trebuie să fii mai bun ca ei? Uite, te țintă în altă parte, la bunătatea lui Dumnezeu. Acolo nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, tu ești mai bun decât mine. Adică din fiecare cuvânt transpare acest Duh care muncea sufletul omului acestuia. Tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Dacă cineva ar fi pus un pariu pe averile pământului acestuia, spunând Saul se va pocăi, niciodată n-ar fi putut crede cineva vorba ofițerului acelor, dacă ar deschide Dumnezeu ferestre în cer, dar așa ceva nu se poate întâmpla. Fuși frate de aici! Saul să spună despre David! Așa ceva și... Aici este puterea cărbunelui aprins și noi toți suntem chemați să umblăm în lumina Lui. Aici duce drumul omului care îl crede pe Dumnezeu și care trăiește acest cuvânt în viața lui, răspunde răului acestuia cu bine. Eu ți-am făcut rău, tu mi-ai făcut bine. Tu îți arăți azi bunăvoința, e versetul 18, cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse mâinile tale și nu mai omorât, spune el. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul în liniște de neimaginat pentru Saul. Dar la fel de neimaginat pentru David nu? și la fel de neimaginat pentru Abigail. Abigail a spus, răzbunarea e reală, dar nu pentru omul lui Dumnezeu. Nu pentru tine care ai așa o chemare divină Niciodată nu te vei coborî la nivelul răzbunării, nu te vei lăsa transformat de nabal acesta, de acest nebun, într-un alt nebun, nu te-ar onora așa ceva, nu vei face lucrul acesta și David spune binecuvântată să fie înțelepciunea ta, am învățat, am învățat lecția aceasta nemaipomenită. Și concluzia lui Saul, de asemenea de neimaginat, ceea ce arată că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Niciun cuvânt al Domnului nu e lipsit de putere. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i pâine. Dacă este sete, de apă. Și dacă vei face așa, Duhul Sfânt va veni asupra conștiinței acestui om și Dumnezeu îți va răsplăti. Cine ar fi gândit vreodată să audă pe sau proclamând, iată, acum știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Nu mi-a plăcut, n-am fost de acord, nu vreau niciodată să se întâmple așa ceva, am fost gata să omor și să mă omor ca să nu se întâmple așa ceva, dar m-a zdrobit pur și simplu calea aceasta, m-a zdrobit cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-am văzut împlinindu-se în locul acesta. Domnul să-ți răsplătească, se roagă el, Saul se roagă la Dumnezeu, Domnul să-ți răsplătească pentru ceea ce mi-ai făcut în ziua aceasta. David a jurat lui Saul, niciodată nu se va întâmpla vreun rău. Atât de departe a fost adevărul de gândire a acestui om cu privire la David. Când David a ajuns într-adevăr în putere, a primit puterea împărătească și când după obicei vremii cine venea la tron sau la putere executa absolut pe toți cei din familia regelui precedentă, 70 au fost omorâți de prinți, au fost omorâți odată și câte nenorociri de felul acesta și se întâmplă și în ziua de astăzi cu metode mai sofisticate, mai în dar principiul rămâne sau în general același. Când David a avut putere în mână, David, Saul îl pune să jure că, că, nu o să se răzbune pe casa lui, dar nu-i nevoie să mă jur, nu e nevoie să mă jur. Mă jur pentru tine, că tu, tu oricum nu crezi, dar eu n-am de ce să mă jur pentru că eu nu am așa ceva în mintea mea. Am chiar opus în mintea mea. Și au zis cât de departe era o imaginație nesfințită și nesupusă lui Dumnezeu. O minte plină de un duh de vrăjmășie și de răutate. Cât de departe putea fi? David se așează pe uh, pe tronul împărătesc cu toată puterea și proclamă către casa lui Saul. Mai este cineva din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Unde s-a mai auzit cuvinte din astea? Dar cât de departe sunt cuvintele acestea față de ceea ce și închipuia omul acesta? Că David vrea să omoare pe Ionatan, că vrea să ia tronul și așa mai departe. Ce departe era lucrul acesta? Calea lui Dumnezeu, într-adevăr, nu corespunde firii noastre. Omul firesc nu iubește lucrurile lui Dumnezeu. Firea noastră este în revoltă față de Dumnezeu și acolo unde suntem chemați să mergem pe calea lui Dumnezeu, simțim această aversiune împotriva Cuvântului Lui. Dar Dumnezeu merită credința noastră, merită încrederea noastră. Dumnezeu merită supunerea și închinarea noastră și vorba lui Petru, deși n-aș face-o, dar la cuvântul tău voi face lucrul acesta. Ceea ce am învățat în episodul acesta a condus pașii noștri la înțelegerea unei note profunde pe care o spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când ne adresează această chemare. Dacă este foame vrăjmașului tău, indiferent cum se manifestă tragedia lui, Fi omul care să salvezi. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne învață cât de departe și cât de rău ne poate duce o imaginație nesfințită vis-a-vis -vis de aproapele nostru. Răspunsul nostru nu trebuie să fie produsul emoțiilor, simțămintelor noastre vis-a-vis -vis de o persoană, Răspunsul nostru trebuie să fie o a slavei lui Dumnezeu. Asta ar face Domnul dacă este mai e cineva care să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Cred că ați văzut aceste imagini hazli, pur și simplu, în care o pisică se vede, se reflectă în oglindă și se repede acolo și încearcă să zgârie oglinda. Când se ridică acest fel de ură în suflet, Bun, oamenii care știu că, de fapt, este reflectarea propriei imagini în cel din fața ta. Asta se întâmplă. Ați, ați văzut povestea cu capra care a spart oglinda și așa mai departe, dar sunt și situații tragice, groasnic de tragice, de, de neimaginat. Cazul lui Nenea Gheorghe care a fost omorât de calul lui, de cel mai credincios cal al lui, L-a înțeles greșit, l-a suspectat, l-a bănuit, s-a speriat de el pur și simplu și l-a omorât. În timp ce era filmat într-o mică și, după câte am înțeles, cameramanii nici măcar n-au trimis-o condoleanțe. Așa au strâns camerele și a plecat să filmeze pe altul. Dar calul, calul lui cel mai apropiat l-a omorât pentru că l-a înțeles greșit. L-a înțeles greșit. Un băiețel de asemenea din din Buzău, s-a dus ea calul de pe câmp și calul s-a speriat la, înțeles, era din, din Tulnici, se numește localitatea. Și calul s-a speriat și a târât băieții, l-au omorât, l-a târât prin sat, a găsat de căpăstru calului, l-a perceput ca o primejdie, ca un pericol. Acum, iubiții mei, poate că lucrul acesta este cât de cât de înțeles în Lumea celor care nu cuvântă, ca să-l cităm pe arghezii. Dar ce caută gândirea aceasta în lumea celor care cuvântă? Cel care cuvântă are dreptul să se sperie, are dreptul să suspecteze, să bănuie, are dreptul să-și imagineze, dar a supus el aceste lucruri lui Dumnezeu? S-a sfătuit el cu Dumnezeu cu privire la acest lucru? Uite ce simt eu în sufletul meu, ce, cum văd eu pe aproapele meu în el. În cuvântul lui Dumnezeu găsim această, această putere dumnezeiască de care vorbeam, nu e lipsit de putere, eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Nu-l nu o nu, omor pe Saul, dea, dar nu mă pune să-l iubesc. Îți spun ceva, dacă nu l iubești, îl vei urâ. Nu există acea zonă gri. E o iluzie. E o mare neadevăr. Supunerea lui Dumnezeu pune întrebarea aceasta, ce se întâmplă cu mine dacă nu l iubesc pe cel ce mă urăște? Pe cel care mi este vrăjma, ce se întâmplă cu mine? Bunul Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îți va spune, te vei umple de ură împotriva acestei ființe, nimic nu stă pe loc. De aceea trebuie să treci la atac, trebuie să preîntâmpi în situația aceasta. Dacă nu iubești pe, aproape pe vrăjmașul tău sau pe cel care te urăște, te disprețuiește, te persecută, o să învățăm imediat, dacă nu faci lucrul acesta, nu poți să previi asemănarea ta cu el, vei deveni asemenea lui. Singura apărare împotriva răului de a nu fi transformat în asemănarea lui este a iubi pe vrăjmașul tău. Dar da, nu pot. Ajută neiubirii mele, Doamne, s-a rugat omul acela. Și dacă cineva spune nu pot, e bine să-și re să retragă imediat cuvântul, cum a retras profesorul meu examinator, să-mi retrag cuvintele, a spus dumnealui, să ne retragem cuvântul și să nu spunem niciodată nu pot să-l iubesc, ci nu vreau să-l iubesc. Este o lume aparte lucrul acesta. Dacă spui nu pot, deflectează spre Dumnezeu care nu ți-a dat această putere. Tu ai fi vrut, ești așa de cu și de bun, tu ai fi vrut să-L iubești, dar nu poți, nu ți-a fost dată putere. Nu, no, să nu spui așa ceva niciodată. Nu vreau, vrei dar să iubești pe vrăjmașul tău, da. Primește darul acesta de la Dumnezeu, pentru că dragostea nu se secretă undeva în Broglandă, de la Broglandă. Dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Eu vă spun, Iubiți pe vrăjmașul voștri. În cuvintele acestea nu este doar o, o, o poruncă absurdă, nebună pentru în care s-au potignit milioane de oameni și sunt departe și străini de Dumnezeu astăzi. În porunca aceasta este puterea lui Dumnezeu care se manifestă. În momentul când a spus uh, iubește pe vrăjmașul tău, te-a umplut de această putere, ți-a dat acces, a, a pus în priză ai puterea aceasta în tine, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Dacă lucrul ăsta s-a întâmplat deja, atunci care ar, ar mai putea fi scuza noastră? Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe Cel ce vă blestemă. Sunt unii oameni așa de meșteri la a blestema adevărate creații, compoziții cu blesteme de un fel sau altul. Ce blesteme erau spuse în curtea lui Valerica atunci când a primit ea Evanghelia. Dimineața începea cu blesteme, ziua, seara se termina cu blesteme dar scrie cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune doar răbdați blestemele, ci spune cuvântul lui Dumnezeu binecuvântați pe cel ce vă blestemă. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine pe de, -o, pe de o parte și doi înseamnă a te ruga lui Dumnezeu și a cere binecuvântarea pentru ființa aceasta. Acesta este lucrul la care suntem noi la aceasta ați fost chemați spune cuvântul lui Dumnezeu, după cum și Hristos v-a dat o pildă ca să călcați pe urmele Lui în puterea Lui. Binecuvântă pe Cel ce te mă faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc ca să fiți fiei Tatălui vostru. De aceea zicem Tatăl nostru, păi în momentul în ai spus Tatăl nostru, după aceea, tu ai, ai adoptat această Sta, sta, acest statut filial, tu ești fiul sau fica lui Dumnezeu, când zici Tatăl nostru. Trebuie, aici, aici este un cuvânt cu atâta putere, cu atâta. Tatăl, știi ce înseamnă să fie Dumnezeu? Dacă numiți pe Dumnezeu tată al vostru, atunci ca să fii fiu al tatălui vostru, binecuvântă pe cel ce te blestemă și faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă prigurez, binecuvântați și nu blestemați, spune Pavel în Roman, capitolul 12, versetul 14. Da, dar... Uite ce s-a întâmplat, uite în ce fel au a sfârșit familia mea sau în ce fel au fost distruși copiii mei binecuvântă. Luptă înaintea lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt, cu puterea aceasta, luptă și ajungi să binecuvânți. Domnul este în spatele cuvântului său. Și acest text atât de cunoscut din cartea profetului Ieremia. Eu știu gândurile mele cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. De ce zice Dumnezeu așa ceva? Pentru că în mintea lor erau gânduri de nenorocire din partea lui Dumnezeu. Pentru că în mintea celor care trebuiau să intre în țara promisă era gândul că Dumnezeu îl urăște. De aceea dumne, Domnul cuprinde în cuvintele lui, uh, eu am gânduri de pace și nu de nenorocire, cum te gândești tu, ci vreau să-ți dau un viitor, nu mai ai niciun viitor, a zis eu, ba da, viitorul care ți-l dă Dumnezeu se va întinde pe mii de ani, milioane de oameni care vor trece prin suferințe nemai auzite, se vor încuraja în tine când vei deschide ochii și vei vedea Partea ta de moștenire, câte milioane de oameni și-au încurajat sufletul din pricina suferințelor tale, atunci te vei închina cu adevărat lui Dumnezeu. Acesta e viitorul pe care vreau să-ți-l dau. Nu groapa viermii în tunericul, cum, cum spunea el. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Iar în versetul 11 din capitolul 15, Domnul confirmă, da, vei avea un viitor. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Gândurile voastre cu privire la mine prevăd că eu aș avea gândurile față de voi. Nu, eu am gânduri de pace, nu de nenorocire, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru demontează, demolează toată gândirea noastră cu privire la Dumnezeu. Chiar și gândirea bună sunt momente în care, într-adevăr, gândim bine de Dumnezeu, dar mâine ne vom da seama ce pitici am fost, ce rahitici am fost în gândirea noastră despre Dumnezeu, ce înrăiți am fost, ce întunecată a fost vederea noastră când vom vedea frumusețea lui Dumnezeu. Așa se face că omul cel mai credincios între oameni, când a văzut frumusețea aceasta a lui Dumnezeu, a spus, mă pocăiesc în sac și cenușă. De la ceea ce am gândit eu despre Dumnezeu până la ceea ce este El, e un drum atât de lung că nu se poate literalmente măsura, mă supun, mă închin. Eu s-a închinat înaintea lui Dumnezeu când a văzut ce departe au fost gândurile lui despre Dumnezeu cu felul cum arăta Dumnezeu. Zice, am venit sunt aici. Ia întreabă-mă, unde e să-L întreb eu acum? Unde este Dumnezeu acum? Să-L întreb eu acum? Acum adică să se întâmple așa ceva? Zece copii au murit și totul distrus și nu a rămas nimic. Și uite-te la corpul meu devastat și nenorocit de bube. Uite-te la bat jocuri, s pus în cântece de bat jocuri în toată țara. Unde e Dumnezeu să-L întreb eu acum? Cum se poate așa ceva? Vorba lui Churchill la predica unui capelan, pregătește să întâlnești pe Dumnezeul tău. Churchill îi spune, zice, nu știu dacă el e pregătit să întâlnească cu mine pentru războiul cu Hitler și cu nenorocirile care a fost. Eu, mă, eu sunt pregătit să mă întâlnesc cu el, dar nu știu dacă el să se întâlnească cu mine. Așa zicea Iov. Unde ești să te întreb? Dacă mă duc după tine, fugi, nu te prezint, nu știu de unde să te iau, spunea eu. Și deodată se pomenește cu o întrebare. Iată-mă, sunt gata aici. Întreabă-mă ca să răspund. Și am să-ți explic. Am să spun toate aceste lucruri: de unde vin, de ce s-au întâmplat și mai ales unde duc. Fiindcă gândurile mele nu sunt gândurile tale. Și gândurile pe care le ai tu față de mine nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile tale despre Dumnezeu. Atunci, în fața acestui contrast, eu literalmente se sfâșie, se pleacă și se uită cu greță la ceea ce a gândit el despre Dumnezeu. Cel mai credincios sunt de pe pământ de altfel, declarat de însuși Dumnezeu. Nu e nimeni ca omul ăsta pe tot pământul. Dar când a văzut realitatea, vis a -vis de imaginea lui și de mintea lui sfințită, el a trăit o viață sfântă, dar când, când a fost confruntat cu realitatea, el spune, acum mi este scârbă de felul cum am putut eu să gândesc despre Dumnezeu așa ceva. Auzisem de tine, am mers pe auzite, se aude că unul spune așa, auzisem, acum te-am văzut. În momentul în care te-am văzut, m-am pocăit, adică mintea mea s-a întors de la ceea ce gândeam despre Dumnezeu. Acest lucru cerem de la tine, Tată Ceresc, întoarce totdeauna mintea noastră către tine. Fie că gândim bine, fie că gândim rău, totdeauna îndreaptă-ne privirile spre Tine, Doamne, ca să Te vedem în toată frumusețea Ta, așa cum a fost ea manifestată în Domnul nostru Isus Hristos. Doamne, bunătatea Ta pocăiește sufletele noastre și Te rugăm ca prin noi să conduci la pocăință pe Cel de lângă noi dă harul acesta pe care l a încredințat slujitorilor tăi în trecerea timpului și binecuvântat să fie numele tău în veci de veci. Amin.